Astăzi la ora de cripto, vedem că piața cripto scade pe fondul acestei bătălii între Binance și FTX, între CZ și SEM. Este o adevărată bătălie în toată regula, toată lumea vinde niște monede, cumpără alte monede, este o bătălie foarte mare și vedem că moneda celor de la FTX, FTT, deja a scăzut destul de mult în ultimele zile și ar putea fi noul caz luna și de altfel avem și alegeri în Statele Unite ale Americii. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați un comentariu, deoarece mă ajută foarte mult la creșterea acestui canal. Bitcoin la 19.400 de dolari, Ethereum a scăzut sub 1.500 de dolari și toată piața este într-o scădere din cauza acestui război între Binance și FTX și cine credeți că are câștig de cauză până acum, bineînțeles BNB-ul care stă foarte bine pe această scădere, vedem undeva la minus 3% și FTT-ul care este la un minus 35% de ieri până astăzi și vedem că a scăzut sub suportul de 20 de dolari unde era foarte important acel suport, unde erau foarte mulți bani ținuți ca să țină acel prag, dar vedem că s-a dus uh, sub 20 de dolari și o să vorbim despre asta mai imediat. Mergem prima dată pe Bitcoin. Bitcoin la 19.400 vedem deja a treia zi consecutivă de scătere și ar putea fi doar începutul. Cât ține acest război, cu atât ar putea scadă și mai mult Bitcoin și mai mult cam toată piața cripto, deoarece, de, deoarece cei de la Alameda Research cred că vând orice au acum în portofel doar să facă Uh, să facă rost de bani, să țină FST-ul în viață Cred că asta s-a întâmplat și atunci cu luna ce, uh, Doc Dokon a vândut efectiv tot ce a avut ca să țină luna în, în viață Nu a reușit și cred că asta fac și cei de la Alameda Research în momentul de față Vând Bitcoin și vând foarte mult Solana, au avut ei și vând foarte mult Solana și o să vedeți și pe Solana o scădere destul de importantă. Și CZ bineînțeles vinde FTT ul ca să cumpere BNB-ul, de asta stă BNB-ul atât de bine. Și atunci, Bitcoin, vedem o lumânare destul de importantă, o scădere de 1000 și ceva de dolari, doar astăzi a spart suportul de care povesteam ieri. Și bineînțeles, următorul suport este... Cunoscutul 18.500 de dolari care a ținut din iunie încoace de foarte multe ori, o dată aici, de două ore aici, a trei ore, a patru ore, a cinci, a 6 ore, deci 18.500 de dolari este un prag foarte important și cred că pe, pe fondul acestui război ar putea am putea să străpungem această zonă și să mergem chiar sub 17.600 de dolari, cred eu. Dacă acest război nu se va termina foarte repede, dacă mai durează încă câteva zile, o săptămână, două am putea să scădem sub 17.000 de dolari din punctul meu de vedere. Deoarece este o frică foarte mare în piață, acum că FTT-ul ar putea deveni următoarea lună și o să vedem și dacă FTT-ul mai rămâne pe Binance și ce se întâmplă. Deci 18.500 de dolari este următorul prag de urmărit pe Bitcoin. Și foarte interesant este că astăzi avem alegeri în America, bursele evoluează foarte bine, am bineînțeles că urcă, doar nu o să scadă fix în ziua alegerilor. Și Bitcoin scade, uh, uh, bursele urcă. S&P-ul a spart rezistența de care povesteam ieri, a spart este la 3840 de dolari, dar o să vedem cine câștigă astăzi. Și dacă punem un Fibonacci din vârf în low, putem vedea că S&P-ul ajunge într-o zonă foarte importantă și anume zona de 0618 pe Fibonacci, 3834 de dolari. Această zonă vedem dacă închide astăzi peste, dacă mâine la retestare ține și, sau dacă nu. Cred că în funcție de cine va câștiga alegerile. Dar vedem că piața bursieră pompează, dar aș mai aștepta niște zile până totul va ieși la iveală, cine o să câștige și după aia să ne calmăm puțin și după aia să vedem o imagine mai de ansamblu, dar mă aștept ca scăderea să continue, bineînțeles, și pe S&P până la sfârșitul anului și nu uitați că în următoarele zile avem și date despre inflație. Și au trecut alegerile și acum cred că ar putea să raporteze și o inflație mai mare, ceea ce ne-ar scufunda din nou. Dar o să povestim despre asta în zilele următoare. Și atunci, DXY-ul. Vedem că DXY-ul este la treia zi consecutivă de scădere. Cred că dacă nu aveam această bătălie între Binance și FTX, cred că Bitcoin putea pompa și piața cripto putea pompa, deoarece dolarul este în scădere. Și DXY-ul este la 109 .6 în momentul de față, testează low precedent de acum de vreo două săptămâni, din 26-27 octombrie, vedem dacă trecem de acest prag. O închidere sub 109,4 ar fi foarte bullish pentru piețele financiare și ar trebui să pompeze dacă dolarul scade, dar vedem ce se întâmplă în următoarele zile și cu dolarul, aș aștepta să se termine alegerile din America. Și mergem și pe FTT. Da, vedem FTT-ul o scădere de 35% de la 22 de dolari la 15 dolari într-o singură zi. Pragul important de 20 de dolari a fost spart și de acolo ne-am dus uh, ca și pe Sani în jos. Vă spuneam că cei de la Alameda vând efectiv cred că tot ce au în portofoliu ca să țină FTT-ul în viață. Și am văzut o scădere importantă și pe Solana care uh, a fost deținută foarte mult de Alameda Research. În ultimele 3 zile am văzut o scădere în momentul de față de 25% în 3 zile și cu un low chiar de 25 de dolari. O scădere de 32%. Eu aș vrea să meargă și Solana și sub 20 de dolari să acumulăm și mai mult acolo Solana. Și dacă uităm pe Weekly, deja testează low-ul din iunie, care a fost la 25,87. Și pe fondul acestui război, între ghilimele, am putea să vedem și uh, un Solana sub 25 de dolari în zilele următoare, cred eu. Și atunci mergem și pe Ethereum, la fel Ethereum, o zi foarte rea și pe Ethereum, exact a spart suportul de care povesteam noi și ar putea reintra în acest canal descendent pe care l-a spart uh, acum câteva zile aici în sus, dar fără un volum foarte mare și dacă va reintra în acest canal descendent. Cred că are șanse să viziteze din nou 1000 de dolari până la sfârșitul anului și sperăm să-l mai prindem uh, sub 1000 de dolari uh, până la sfârșitul anului. Dar începutul este uh, destul de bun, ETH este în scădere, nici măcar nu a ajuns la IMA 200 și cel mai important este că ETH BTC scade. Vă spuneam că ieri am retestat prin această lumânare și astăzi deja mergem în jos. ETH, BTC, la fel, mă aștept să mai scade de aici și cred că ați putea deschide o poziție de short pe ETH, BTC, pe termen lung, deoarece nu văd niște motive ca altcunele să performeze mai bine decât Bitcoin până la sfârșitul anului. Și atunci și pe Ethereum mă aștept să scadă sub 1000 de dolari în viitorul apropiat. Mergem și pe e-gold, Gold 51.88 a ieșit din acest bull flag în jos, a ieșit din acest range trading între 5, 3 și 60 de dolari în care am stat aproximativ o lună de zile. Ne-am dus sub suport deoarece Bitcoin a scăzut, vedem că volumul nu este chiar foarte mare pe Egold, dar s-a dus hype-ul cu conferința și atunci mă aștept și Egold să mai scadă puțin de aici. Și atunci dacă ne uităm pe weekly pe Egold, putem vedea că ar trebui să viziteze, cred eu, până la sfârșitul anului și sper să viziteze până la sfârșitul anului, prima zonă de 42-45 de dolari, care cred că o să fie vizitată foarte curând și după a bineînțeles, low-ul de 38 de dolari din iunie. Vedem că Ego stă destul de bine raportat cu celelalte altcoin-uri, adică multe altcoin-uri sunt sub low Union, iunie, Egold încă nu este. Dar mă aștept ca aceste două zone să fie atinse până la sfârșitul anului, sper eu. Dacă Bitcoin o să mai scadă, dacă bursele o să mai scadă, ar trebui să pice și altcoin-urile atunci. Și dacă mergem la fel și pe Egold BTC, Egold BTC a avut ieri o zi destul de rea, mergem pe Daily. Ieri o zi destul de rea și acum uh, testăm puțin uh, rezistența anterioară aici. Vedem o zi bună astăzi pe Egold BTC, dar nu prea mă încântă. Tot ce este sub EMA pe daily este bearish în funcție de Bitcoin. Atunci și Egold mă aștept să mai scade de aici în zilele și săptămânile următoare. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că a fost de, folos acest videoclip și vă mulțumesc de fiecare like, de fiecare coment și vă aștept și pe Twitter și pe Telegram. Pe data viitoare!